ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cezar Filip, suntem la emisiunea Dreptul la Replică la Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, o ediție specială. Astăzi, două ore, vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în România, acolo unde românii votează pentru viitorul președinte, date în timp real despre ceea ce se întâmplă în secțiile de votare din județele în care emitem. Vom avea numeroase intervenții telefonice și mizăm, ca de obicei, și pe prezența dumneavoastră alături de noi. Numărul de telefon 0755 980000 pentru mesaje pe WhatsApp și de asemenea ne puteți trimite mesaje pe pagina de Facebook Jurnal FM. Dați-mi voie să vă prezint și invitatul de astăzi. Din studio alături de noi este doamna Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț. Rumâna, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Alături de mine, sigur, ca de obicei, făcând tot posibilul ca tehnic să fim cât mai bine, este colegul Dan Apete. Salutare! Bună ziua, Cezar! Salut, bine, doamnă! Bună ziua! Ai fost la vot, Dane? Încă nu. Încă nu. Încă nu. Mai întâi munca și apoi votul. Aici. Era să spun distracția. Corect. Doamna prefect, sunt probleme, începem, știu că v-ați rupt din timpul dumneavoastră pentru a veni în direct în condițiile în care există preocupare pentru ca procesul electoral să se deruleze în cele mai bune condiții în județul Neamț. Sunt probleme la această oră? În primul rând vreau să precizez că nu m-am rupt, am venit cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, cei care ne văd, ne urmăresc, pentru că sunteți un radio pentru tine și pentru prietenii tăi și mă consider prieten al dumneavoastră și al tuturor nemțenilor. Nu m-am rupt pentru că este datoria mea să informez, să aducem la cunoștință publică tot ceea ce se întâmplă în județul Neamț și, într-adevăr, pe lângă tot ceea ce înseamnă datorie, mie îmi face o reală plăcere să fiu un servant public, pentru că asta știu să fac, și asta fac din 1999 încoace. Da, mai sunt câteva mici probleme, nu datorate efectiv a ceea ce se întâmplă ca proces electoral. Aici nu avem înregistrate niciun fel de problemă în județul Neamț la acest moment. Am avut câteva probleme cu alimentarea de energie electrică și astă noapte și în această zi. E vorba de o linie de medie tensiune care a făcut câteva probleme în zona Moldoveni-Secuieni-Bahna. Respectiv, acea avarie a fost rezolvată prin câteva manevre făcute de către cei de la Delgaz Grid, urmând a se rezolva în totalitate în cursul zilei de astăzi. Nu cred că vom avea probleme sub aspectul, eu știu, suspendării pentru o anumită perioadă de timp a acestui proces electoral, dar dacă se va ajunge la o astfel de soluție, Biroul Electoral Județean va decide împreună cu birourile secțiilor de vot. E vorba de 6 secții de vot, Moldoveni, Bahna, și eu spun că nu vor fi astfel de probleme, mai ales că e lumină, e zi, tabletele funcționează, există și posibilitatea, chiar dacă nu avem electricitate, curent, tabletele vor funcționa, astfel încât nimeni nu trebuie să-și facă probleme, totul este în deplină legalitate și corectitudine. Îi rog pe ascultătorii noștri să ne trimită mesaje dacă au votat, dacă urmează să meargă la vot și cu ce gânduri votează, evident, fără nicio încărcătură electorală, pentru că nu facem campanie astăzi, ne bucurăm de vot, până la urmă exprimarea supremă a ceea ce ar trebui să însemne o democrație veritabilă. Este testul suprem al unei democrații, momentul în care îți exprimi votul. Haideți să trecem repede în revistă și prezența la această oră, 11 și 11 minute, conform informațiilor oferite de către Biroul Electoral Central. La nivel de țară avem o prezență la urne de 12,21%, la Bacău, de exemplu, avem 11,98%, la Neamț prezența în acest moment este de 11,68%, la Suceava avem de asemenea o prezență de 9%, da? Și mergem și la Vaslui să vedem 9,58%. Se pare că Bacăul este în acest moment campion, să spunem, la prezență în ceea ce privește județele în care emite Jurnal FM. Apropo de Neamț, am văzut, doamna prefect, în presă,
că unii colegi au spus că ar exista oarece suspiciuni legate de faptul că au fost în anumite secții, secțiile dintr-o comună au fost mai multe voturi pe liste suplimentare și că ar exista suspiciuni de turism electoral. Au ajuns la nivelul prefecturii astfel de informații? La nivelul biroului electoral județean și implicit și la noi au ajuns informații de genul că este nevoie de o suplimentare de buletine de vot în zona Borlești-Nechit. Acolo este o mănăstire, știm foarte bine, e duminică, mănăstirea e recunoscută în zonă, sunt mulți pelerini. Nu aș numi sub nicio formă aceasta că ar fi o problemă, pentru că SIMPV-ul tableta verifică votul în mod direct. Dacă există vreo problemă de vot multiplu, aceasta este sancționată imediat, adusă la cunoștința biroului electoral de secție de vot și se acționează în consecință. Nu avem astfel de probleme. Suplimentarea de buletine de vot este firească, este normală, atunci când există mai multe persoane care se află în zonă, în trecere, în tranzit, și era și firesc să fie așa. Lăsăm puțin deoparte partea de alegeri. Să spunem, doamna prefect, nu pot să nu profit de prezența dumneavoastră în studio și să vă întreb, că tot au apărut zvonuri la nivel public, dacă vă aștepta să fi schimbată din funcție. Orice funcționar public, cum sunt și eu, așa cum am menționat, sunt funcționar, lucrez în administrație din 1999 și funcționar public sunt din 2003. Eu sunt în serviciul public și acolo unde statul român decide să mă trimită, acolo merg. Nu este nici cea mai mică problemă în a schimba destinația, locația, atâta timp cât îți faci cu profesionalism, corectitudine, munca pe care, pentru care ai fost îndreptățit să o faci prin studii, prin activitate, prin expertiză. Pot să spun că la nivelul instituției pe care o conduc acum, am mai fost în calitate de subprefect, chiar și cu atribuții de prefect, pentru o scurtă perioadă de timp, în 2012, și consider că și atunci, ca și acum, mi-am făcut cu profesionalist munca pe care am prestat-o și pe care o prestez. Dacă cineva va decide că trebuie să mă reîntorc acolo de unde am plecat, să nu uităm că eu sunt promovată temporar prin detașare din funcția de secretar general al județului Neamț, voi face acest lucru sau poate e nevoie de mine în altă parte. Așa cum am spus, sunt un servant public, am fost felicitată personal de către domnul ministru Vela, despre această activitate s-a văzut și în tot ceea ce am făcut noi săptămâna trecută. Mi-aduc aminte că ați participat și dumneavoastră la un raport, un bilanț al instituției noastre la 9 luni. Felicitările pentru întreaga echipă de la instituția prefectului au fost date sau transmise de către domnul ministru în timpul videoconferinței de vineri. Nu în ultimul rând, vă mai pot spune așa, dau din casă ca să facem o formulare. Cât mai mult, dați din casă. O formulare frumoasă. Inclusiv evaluarea mea personală ca funcționar, în alt funcționar public, a venit la nota 4,77 din 5 maxim posibil. Avem mesaje deja de la ascultătorii noștri, îndemn de a ieși la vot, iată, de la un nemțean. Nemțenii de pretutindeni să ieșim la vot, spune ascultătorul nostru, și e și în asentimentul nostru. Eu am să îmi permit să vă povestesc o întâmplare apropo de ce se întâmpla în alte perioade în România, în perioade electorale, tot în România noastră, înainte de comunism. Povestea nu este a mea, am auzit-o de la un domn profesor extrem de îndrăgit în Neamț, domnul Mancaș. Tot e perioada în care sărbătorim Rareșul, domnul profesor Mihai Mancaș, cu o istorie strâns. Pot să vă întreb două secunde? Vă rog, sigur. Domnul profesor Mihai Mancaș mi-a fost profesor, mentor. Dânsul m-a încurajat să fac prima licență, prima facultate de limba și literatura română și să fiu cea care să mă duc către istoria limbii române. Și să știți că la momentul înainte de 89, când discutam despre acest lucru, olimpică la limba și literatura română fiind, am avut o teorie interesantă pe care am dus-o mai departe, asta tot ca să dau din casă, vis-a-vis de stilul de funcționare ale limbii române, că există și un al cincilea despre care nu se spune, nu prea se vorbește, care provine din limbajul
și ceea ce se folosește în biserică, Biblia ce-o fi. Și era un al cincilea stil funcțional pe care îl recunoșteam. Noi fiind unul dintre popoarele, la momentul înainte de 89, nu prea știam noi cam cum să punem problema despre limba dacică sau limba romană, romana vulgara. Ei, și am demonstrat efectiv că există termenii creștini primitivi luați din limba latină, latina vulgara, care se pare că de fapt era cam dacica. Era o inovație la vremea aceea și vreau să vă spun că îi port un respect deosebit domnului profesor Mancaș și îl salut acolo unde este dânsul, în Franța. În Franța este stabilit, domnul profesor, îmi pare rău, dar când nu este alături de noi, eram curios să văd ce notă vă dădea după acest scurt expozeu, dar ceea ce vreau să povestesc, împrumutând practic ceea ce mi-a spus domnul profesor Mancaș, și anume că el își aduce aminte în perioada dinaintea comunismului cum oamenii politici, chiar de la partide adverse, mergeau în comune pentru a vorbi cu alegătorii în aceeași șaretă. Veneau în aceeași șaretă, coborau, fiecare vorbea și încerca să atragă alegătorii, după care urcau în aceeași șaretă, insist, și plecau într-o altă comună. Episodul ăsta în zilele noastre, în România, zilelor noastre, pare a fi greu repetabil, dacă nu imposibil. Ar fi de o demnitate extraordinară. Și lăsând funcțiile la o parte, pot să mai fac o completare. Vreau să vă vorbesc doar ca Daniela Soroceanu. Femeia, soția, mama, fiica părinților mei, cei care m-au învățat tot ceea ce înseamnă demnitate și onoare. Am participat la vot și înainte de 1989 și acum. De fiecare dată, sau de cele mai multe ori, eram puși în situația de a alege răul cel mai mic. Ei, de data aceasta, sincer, eu am votat. Am venit la dumneavoastră după ce mi-am exercitat acest drept de vot și consider că am ales pentru. Nu am ales împotrivă. Și asta îi rog pe fiecare nemțean, pe fiecare om în parte, să se gândească foarte bine și să aibă opțiune. Există o opțiune pentru fiecare dintre noi. Trebuie să ne respectăm unui altuia opțiunea. Este fără îndoială prima condiție și cred eu că avem cel puțin o opțiune viabilă, cel puțin o opțiune de român și Doamne ajută! Să spunem că, apropo de prezența la vot, în ceea ce privește votul în diaspora, informațiile sunt că acesta a depășit ca prezență primul tur, aproximativ 110.000 de voturi în plus față de primul tur al alegerilor prezidențiale. Au votat românii din diaspora. Am să completez și am să lansez o provocare pentru ascultătorii noștri, am să completez episodul pe care l-am povestit mai devreme și am să spun că în perioada interbelică am avut și acea paradigmă în care, pe lângă partidele politice, erau cetele de haidamaci, de bătăuși, care încercau să își impună punctul de vedere electoral politic, cum vreți, cu pumnul sau cu parul. Acum, întrebarea către ascultători și către dumneavoastră, doamna Soroceanu, am renunțat, ați văzut, la partea de prefect. Vă mulțumesc, da? Chiar vă mulțumesc. Întrebarea către ascultători și către doamna Soroceanu este dacă România zilelor noastre se îndreaptă mai mult spre episodul cu aceeași șaretă sau mai mult spre episodul cu cetele de haidamaci care pun imediat mâna pe par când văd o opinie alta decât cea agreată de ei. Acum, din punctul meu de vedere, atât ca persoană publică, cât și ca persoană fizică. Daniela Soroceanu, cum v-am spus mai înainte. Pe persoană fizică. Pe persoană fizică. Nu sunt de acord cu... Nu sunt de acord cu astfel de... Eu știu... variante pe care le-a spus în a doua posibilitate. Nu există la nivelul județului n-am sub nicio formă aceste echipe despre care vorbiți la momentul astăzi. Dacă la primul tur am avut mai multe evenimente înregistrate, dar nu de natura acestora, chiar dacă sunt înregistrate ca evenimente electorale, de la o rupere a unui afiș sau nici măcar atât, de cele mai multe ori au fost vorba de anumite promovări pe anumite rețele de socializare sau anumite mesaje transmise într-o anumită manieră sau alta de către un competitor sau altul electoral, sau mai avem
persoanei cu simț civic foarte dezvoltat și foarte nemulțumite doar pentru simplu fapt că nu s-a afișat pe site-ul, spre exemplu, Biroul Electoral Județean o anumită informație, au făcut imediat o sesizare. Dacă la primul tur, revin, am avut peste 30 de astfel de evenimente, în acest al doilea tur nu s-a mai înregistrat nicio astfel de situație. Până astăzi așteptăm, dacă astăzi înțeleg că la Biroul Electoral Județean este o sesizare pusă de un competitor electoral, probabil o vor sesiza dumnealor conform competențelor sau vor da către alte entități în situație în care competența nu le este a lor. Oricum trebuie să fim echidistanți. Personal, în funcția pe care o am, sunt echidistantă și cred că asta este soluția cea mai bună pentru a putea ca oamenii să-și exprime în mod democratic voința, dorința și ceea ce au de gând și doresc să facă în perioada imediat următoare. Avem în continuare mesaje pe pagina de Facebook. Cineva din străinătate ne scrie: diaspora a votat, mergeți la vot, dragi români. Și prezența între timp a crescut la 13,14% la nivel național. Dane, cum, la ce să ne așteptăm? Ne așteptăm la haidamaci? Nu, în niciun caz. La aceeași șaretă. În niciun caz, da. Eu aș dori să o întreb pe doamna Soroceanu, tot pe persoană fizică. Vă rog. Cum vedeți România de după aceste alegeri? Ținând cont că în anul 2019 se împlinesc fix 30 de ani de la Revoluție. Când am strigat libertate, când am strigat că vrem nu dictatură, vrem oameni cinstiți care să ne conducă. Pun eu o întrebare. Cum vreau eu să fie? Cum văd eu? Da, cum vedeți dumneavoastră. Am înțeles. Pentru că dorința mea este clar. Am și un slogan al instituției: Doar uniți suntem o forță. Și consider că doar uniți, om lângă om, suflet lângă suflet, putem și avem puterea cu toții, cu un rol în societate, fiecare cu rolul lui, de a face bine, prosperitate, bunătate și sentimente. Foarte multe sentimente. Am cam uitat în acești 30 de ani ce înseamnă sentimentele. Să empatizăm cu cel care are o problemă, să-l sprijinim. Solidaritatea, la un moment dat, e cam departe. Îmi permit o corectură, n-am uitat de sentimente, cred eu, ci de dumneavoastră, cred că vă referiți la sentimentele pozitive, dar fără din păcate, după 89 și în ultimii ani, am avut foarte multe sentimente negative, ură, dezbinare, cam domnul așa suntem. Domnul Cezar, pentru mine sentimente înseamnă dragoste, înseamnă un copil să-l mângâi, înseamnă o mamă să întinzi o mână atunci când este singură, un tată care își crește singur copilul, un bunic să-l putem duce pe stradă și să meargă alături de noi și să se bucure de o mână, de o căldură sufletească, să nu mai fim singuri, să fim împreună. Numai așa putem rezolva. Sunt absolut convinsă că fiecare energie pozitivă lângă energie pozitivă vom putea rezolva ceea ce ne dorim cu toții. Bunăstare, prosperitate și condiții extraordinare. Haideți, că putem. Eu sunt absolut convinsă că putem să facem. Sunteți sigură că n-ați trecut în ultimele momente granița dintre ceea ce vă doriți și ceea ce se poate? Că mă uit la societatea românească extrem de dezbinată, poate mai dezbinată ca niciodată. Noi ne pregătim de 1 decembrie, dar din păcate, da, ar trebui să fie unitate cuvântul, unul dintre cuvintele de bază, dar din păcate noi suntem diaspora împotriva, sau încearcă unii să ne pună diaspora împotriva celor din țară, bătrâni împotriva celor tineri și tot așa să fac împărțeli dintre astea și învrăjbiri. Învrăjbirea nu este bună sub nicio formă. Vreau să cred că fiecare dintre noi, a zis pe persoană fizică, amuzant, ca ne și sintagmă. Ne aducem aluc în sintagmă. Exact. Ca sintagmă. Carieră. Exact. Vreau să cred că dincolo de funcțiile pe care le avem fiecare dintre noi, de pozițiile sociale, de categoria socială, de categoria intelectuală, de absolut orice, să ne unim cu adevărat și să facem ceea ce trebuie făcut pentru România noastră, țărișoara asta. Eu chiar cred în țara mea, eu chiar cred în județul meu și chiar cred că putem cu toții, dincolo de orice,
tocmai ca să putem trece de acea barieră super, super instituțională, super, super închistată. Haideți, oameni buni, suntem români, cu toții. Eu mă simt româncă și vreau să cred că stau alături de dumneavoastră la fel ca doi români buni și toți ceilalți care ne aud și care vor acționa în consecință. Apropo de persoană fizică, ducem mai departe această exprimare glumeață, să-i spunem, și de ceea ce se întâmplă în România, unde tot vorbim de reformă, tot vorbim de reformă, vreau să aflu opinia dumneavoastră, dar nu se mai întâmplă reforma, aici e supărarea mea, vreau să aflu opinia dumneavoastră apropo de ceea ce eu consider că este o ipocrizie, și anume considerarea funcției de prefect ca fiind una apolitică, în condițiile în care un prefect este strâns legat încă din momentul numirii de un guvern care este cât de politic se poate. Nu renunțăm, de ce? Adică o ținem pasta cu domnule, prefectul trebuie să fie cel puțin teoretic apolitic. N-ar fi mai bine să spunem, e politic, e numit de un anumit guvern cu o anumită coloratură, e asumat ca atare, în momentul în care se schimbă guvernul, schimbăm și prefectul și asta în, e. În momentul în care codul administrativ s-a emis anul acesta, a fost o această ipoteză și această variantă de lucru. Au avut posibilitatea cu toții să decidă sub acest aspect. Asociațiile profesionale, atât a celor din funcțiile publice, mă refer a funcționarilor publici, a înalților funcționari publici, cât și a secretarilor de municipii, de orașe, a președinților consiliilor județene, a primarilor, absolut toate aceste asociații, până la urmă, au decis în varianta de a se rămâne pe funcție publică. De aceea codul administrativ, ordonanța de urgență 57 de anul acesta, în continuare vorbește despre înalt funcționar public și nici de cum de numire politică. V-am spus, a fost o variantă de lucru. Dacă era bună sau este bună, asta poate decide tot numai un politician. Nu sunt politician, nu am veleități politice, nu am avut de foarte mult timp legătură cu partea politică, fără să vreau, datorită poziției de secretar general județului și acum de prefect, fără altă conotație, am legătură cu fiecare partid politic în parte, pentru că trebuie să pregătim ședințe de Consiliu Județean atunci când eram secretar general județului, sau trebuie să discut cu toate partidele din poziția în care sunt prefect, numai și numai pentru a discuta alături de ei, de societatea civilă, de patronate, de sindicat, așa cum este firesc și cum spune legiuitorul. Dacă este bine, dacă este mai puțin bine, va decide tot un politician sau tot niște politicieni atunci când vor stabili către ce se dorește a se îndrepta. Către o administrație de gen pe care l-ați spus dumneavoastră, vine un guvern și pleacă, și vine și pleacă, și vine și pleacă cu întreaga administrație, sau se folosește de varianta existentă, profesioniști pe care îi utilizează pe fiecare resursă umană în funcție de abilitățile, expertiza și de genul omul potrivit la locul potrivit. Că există și o astfel de proverb care este valabil în foarte multe sensuri. Politicienii decid, sigur că da, dar eu aș spune ca politicienii să decidă ținând cont de ceea ce își doresc cetățenii, și eu sunt curios să aflu ce își doresc și ce cred ascultătorii noștri. 0755980000, numărul de telefon. Am un mesaj înainte de pauză, luăm pauză, dar înainte de pauză citesc un mesaj, mă și ceartă ascultătorul, ascultătoarea noastră, doamna Carmen, care vă felicită, a spus că de ce nu citesc mesajul, am ceva cu dumneavoastră. De obicei presa are ceva cu oamenii politici și cu oamenii din administrație, că așa e să fie. Felicitări, vă felicită. Mie personal mi-ați demonstrat că sunteți un om deosebit corect. Nu am avut ocazia să ne cunoaștem personal, dar ați fost foarte corect atunci când v-am cerut un sfat. Și nu a fost implicată nici într-un fel culoarea politică, e mesajul ascultătoarei noastre, iată că l-am citit, o să încerc să citesc toate mesajele în măsura în care, evident, ele nu conțin o încărcătură electorală, fiindcă nu avem voie. Luăm pauză și revenim în doar câteva minute. 13,91